Primarul Marcel Romanescu promite un eveniment în cinste absolvenților. Acțiunea va permite premierea elevilor din anii terminali pe stadionul municipal. Anul trecut le-am pregătit mai multe evenimente pe care le-am dedicat cel puțin absolvenților. În acest an suntem puși în situația de a nu mai avea astfel de evenimente, cel puțin în spațiu deschis din piața prefecturii, pentru că nu putem controla numărul de persoane care ar putea fi prezente. Mai mult decât atât, după discuția de ieri, sunt colegii care, împreună cu invitațiilor, aici mă refer la părinți, la bunici, la frați, depășesc acel număr de 500 de persoane. Și de aceea ne-am gândit ca în 2 săptămâni consecutive, săptămâna viitoare, între 8 și 15 și dintre 15 și 21, să încercăm să organizăm evenimente pentru fiecare școală în parte, acolo unde numărul de elevi este în limita 125. De elevi, pentru că luând în calcul și elevii, și profesorii, și părinții, noi trebuie să ne încadrăm în acele 500 de persoane pe care le avem prevăzute pentru evenimente organizate în spații deschise. Am luat ca stadionul ca punct de reper pentru că sala sporturilor, acolo unde s-au mai organizat astfel de evenimente, nu ne permite să organizăm un astfel de moment. Va fi și un moment de defilare organizat de către elevi. Vom face în așa fel încât fiecare clasă să defileze prin fața tribunelor, care nu vor fi arhipline, pentru că inclusiv în rândul părinților va trebui să stabilim acea distanță de 2 metri. Dar uitându-mă ieri, participând la o întâlnire pe stadion, am observat că avem pe zona tribunei principale 1400 de locuri. Vrem să facem în așa fel încât în tribuna oficială să vină invitații absolvenților pe pistă, pe scaune, să putem să punem fiecare clasă în parte la distanța corespunzătoare. Iar fiecare clasă pe rând să ajungă în fața tribunei oficiale, unde la loje vor fi profesorii, în tribuna oficială vor fi părinții, pentru a putea primi o diplomă din partea fiecărei unități de învățământ pentru cei 8 ani sau cei 12 ani de școală. Festivitatea de premiere se va desfășura în perioada 8-21 iunie.